54 de ani, am urcat pe scenă prima dată. Toată viața e o luptă. E campionul, nu numai al meu, este al întregii familii. Noroc! Să aveți! La vârsta la care bunicii își plimbă nepoții în parc și se relaxează la o partidă de șah, un pensionar din Năvodari face culturism și este atât de bun încât a câștigat mai multe concursuri. Are 72 de ani și le dă lecții tinerilor cu care împarte sala. A început să practice acest sport la 40 de ani, însă abia după ce a ieșit la pensie a alocat timpul liber antrenamentului intensiv. Pentru Vasile Șerban, vârsta nu reprezintă o limită, așa cum de-a lungul vieții nicio piedică nu i-a stat în cale. S-a reinventat de mai multe ori. A fost profesor de limba română, apoi electromecanic. De culturism s-a apucat la 40 de ani, însă la competiție a început să participe abia la 54 de ani. La 54 de ani am urcat pe scenă prima dată. S-a întâmplat să-l întâlnesc pe idolul meu din mai copilărie. Și am zis, bă, zic, eu nu urc pe scenă cu oamenii ăștia, că nu are niciun sens. Întâmplarea a fost să domnul respectiv să vină puțin mai nepregătit, că el pusese deja campion de câțiva ani și am fost eu mai altfel, mai puțin mai striat și am reușit din prima fază să iau locul. De ani de zile, Vasile Șerban își impune să fie mereu mai bun, să ridice greutăți mai mari. La sală lucrează de două ori mai mult decât colegii lui mai tineri. Este un aparat de piept care se lucrează foarte bine și aici lucrez în jur de 80-100 de kilograme la două serii, serile de vârf. Care... Și sportivii care vin aici cam cât ridică? De la 30, la 50, la 60. Iar eforturile lui dau rezultate. Anul acesta Vasile a obținut al 18-lea titlu de campion național la culturism. Bat majoratul în culturism. Nu mi se pare greu sau nu mi se pare ceva imposibil. Ultima categorie de vârstă la noi acum este de plus 60 de ani. Ori eu am 72, vă dați seama că cei care vin la 59 intră la 60 și intră cu mine care am 70 și ceva. De când este pensionar, a devenit și antrenor de fitness. Bun. Copiii nu împărtășesc pasiunea pentru fitness, însă Vasile Șerban știe că este un exemplu pentru mulți tineri, iar pentru el este de ajuns.